Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod din Dying Light. Haideți să continuăm. Bă, sincer, aș vrea să fac misiunea asta, dar, un mare dar, vreau să ajung la shop aici. Să am și o gloanțe pe armă, să am mai multe chestii. Aia, să vedem. Oh, shit. Și medkit-uri mi-ar mai trebui, asta să mai fac eu câte ceva. Medkit. Mamă, 44 medkit-uri. Mișto. Pot să fac și shield-uri din câte am văzut. Dar nu știu dacă o să folosesc așa mult shield-urile. Aș vrea... Aș vrea să facem un corect machete, dar nu cred că am loc. Am 40 alcool și 225 metal parts, adică... Stai mă, așa că e... Sunt băieții lui Rice aici undeva. Au? Shit. Ia stai mă tu pe jos un pic. Opa. Deci ăștia-s mereu aici într-un motiv sau altul. Bă, și muzica lui ăla ce cântă acolo, deci n-ai o treabă cu omul ăla, mă. E prea fericit el, mă. Ia auzi. A căzut un runner de la prost în apă. Bă, ce-i cântă-l-o la melodia, mă? Deci omul meu n-are un stres. Bă, stai mă, nu așa, mă. Bun. Mamă, nu, nici așa să spargi ușa. One deal. Păi vreau să mă, să-ți mai vând niște chestii pe aici. De care chiar n-am nevoie. Astea mai întrebe. Astea dau puțin deja. Pot să-i vând astea. Tahir's Weapon, nu știu ce. Stai să văd dacă pot să cumpăr de la el. Stai, nu sell. Rifle ammo. Pistol ammo. Și astea pot să mai cumpăr de la el. Să mă duc să-i las lui Spike drop-ul. Dar dacă mă uit eu pe hartă, câte airdrop-uri ori fi pe toată harta? Și gen, poți le iau pe toate sau care e faza cu ele? Mă rog, haide să craftăm. Că de mult mă țin să craftez. Un corect machete. Și se craftează și ușor. Și acum trebuie să o am în inventar. Stai. Corect machete. În loc de Tahir's Weapon. Și hai să mergem la misiune. Cât e ora? E două. Hai că s-ar putea să am timp. Să mai facem și un pic de story, zic, să nu vă țin numai așa. Și să vedem corect machete. Mamă. O să testăm asta. Stai așa, că o testăm pe domnul. Mamă. Cred că totuși dă ceva damage. Are ceva durabilitate, dar... Nu știu cât damage are. A, 500 trebuie să aibă, așa e. Bine, și băta asta e mișto. Ce mai aici cu oamenii lui Rice? Oh shit. Aici e zona unde trebuie să fiu aparent. Stai mă, animal prost. Iată, mi-arăt acolo corect, dar eu am altceva. Oh mă! Uite-te și tu, ce mă enervează runner-ii ăștia proști.
Stai-mă o dată liniștit. Ce runner prost. Mor-mă o dată. Și cam asta e mașeta, o să mai folosim aici la interior. Ea e bună ca armă, dar sunt arme și mai bune în joc, adică o să fie din ce în ce mai bune armele. Opa! Mamă, cum îi bate pe oamenii lui Rice. Oho! Da, bă, îi rupe pe ăștia. N-ai o treabă. Te văd prin camerele de securitate? Da. Use the elevator. Push the button for the bottom floor. Got it. Liftul. Nu știu unde sunt camerele astea pe care mă vede el, dar a, uite aici. Hai să urcăm. Uite, s-a umplut de sânge corecu. With Zara's research, Dr. Camden might actually have a chance to develop a cure. Și e interesant că în side quest-uri au pus mai multe misiuni pe timp de noapte, dar mă rog. Da, i-a părut rău pentru Dr. Zara. I-a plătit GRE-ul? Ah. Backup power, aha. S-au supraîncălzit generatoarele. Deci ăștia lucrau și ei cu GRE-ul. Bănuiesc că asta trebuie să fac. Plop aici. Da, n-am mai vorbit cu oamenii. Vreau să văd dacă spală ăsta mizeria, dar nu. Am înțeles. Se deschide manual o ușă. On my way. Stai mai jos. Să nu găsesc vreun... Vreo urâtanie de-aia pe aici, că nu... Hold it to search. Find a way to reach Dr. Camden. Pe aici, pe... Aoleu, iar ce bolan mort. Sărăcuțu, bă. Aoleu, mama. Ce-mi plac mie sunetele astea horror. Bă, intru într-o nouă cameră. Arma e cel mai bun prieten. Ce? Ăsta s-a spawnat aici, ești normal. De ce mă așteptam? Cum să nu te aștepți de la Dying Light să facă așa ceva, adică... Ce-am luat de aici? Keycard. Zere și cu el au lucrat în carantină, dar... Kadir Suleiman, Rice trebuia să-i protejeze. Da. Să o iau pe aici, mă. Nu prea cred eu că i-a protejat Rice. Bă, dă bine mașeta asta, dar...
Păcat că nu e reparabilă. Stai, pe aici am fost. Deci Rice? Da, Rice trebuia să-i protejeze. Și așa știa el și de zere, știa de toți. Și curge sângele din ăla. Ok, niște zombi aici. În partea ilaltă. Au leșit din Molisher. Bă, dar i-au băgat ăștia în laborator aici, destule chestii. Dă nail-urile astea. Camera de decontaminare. După ce a murit fratele lui Rice, s-a stricat tot. Să pornesc procesul. Aici e problema că n-avem generatoare. Un om cu care era de la GRE i-a ajutat pe ăștia. Da, deci el a fost evacuat și noi nu practic. Că n-a curățat zombii de aici. Deschide ușa. Shit. Mai e unul. Cu ventilație trebuie să ajung în camera aia. Păi da, prin ventilație, dar pe unde? Aud un de la care explodează și nu-mi place. Use the vent system in the office area. Ok. E unde ăla aici care explodează că-l aud? Tu ce Dumnezeu vrei, mă? Uite cât zombi sunt pe aici. Ăștia erau toți de aici, de la birouri. Da, și zone de-astea închise care nu sunt foarte prietenoase. O să ducă și arma aia, cred. Nu-mi plac mie zonele astea, dar... am de ales. Că nu prea am. Ce e aici? E mort ăsta, sper. E așa cum au văzut ăștia sau ceva. Ce e aici? Nu ceva prietenos. Uite, acolo e o ușă. Aș putea să-i omor pe toți ăștia de aici. Shit. Opa.
Oh, ușor. Stai-mă așa. E bun și corect, mă, șetiu. Nu e el cel mai bun, dar... rupe ușor zombie, văd. Trebuie să ajung la camera cu generatoare, să pornesc curentul. Aici intră în acțiune mai multe chestii. Dar nu prea... Au, nu mai sta în ăsta că mă rănește, văd chestia aia. Hai să văd că nu-mi dau seama pe unde. Deci eu pe aici am venit. Stai, cred că tot acolo e, dar nu pot să las ăla jos, gen. Forcu. Ba da. Aia zic. Am urcat aici, mă. Ce mai e și camera asta aici? Aaaa. Tot acolo jos e ceva. Da, o să mă ocup. Modul clasic de ăsta. Înainte mureau mai repede, acum mor foarte greu. Tot aici e... prefer arma în... Da, deci să mă duc pe la băieții aia care mănâncă. Aaa. E și un băiat mai mare acolo. De ce nu mă miră? De ce nu mă miră? Aolo, n-am spațiu în inventar. Ce fac? Nu! Mamă, Dumnezeu! Stai așa. Op! Dar mai mori, mă! Vai de ca... ce? Mama are ceva care dă 400! Bă, ești normal. Bă, era o armă pe aici, pe care... mamă, nu vreau să trag. Scria 400, frate. L-am luat? Vicious pickaxe, mă. De asta 400. Dai seama ce blueprint-uri pot spune eu pe el. Pe pic. Mamă, ești să pun ăsta grill-am and kill-am, ia să-l pun. Și să vedem arma aia cum se comportă. A, e one-handed. E exact ca Volatile Hunter mode-ul ăla. Dar totuși le dă ceva damage, adică... asta e bună să te învârți, faci abilitatea aia cu spin around-ul. Da, interesant arma. Dă mult damage.
Nu știu ce e pe aici, dar iar e... Iar o zonă de-aia oribilă. Pe aici n-am mai fost eu, mă. Stai așa. Nici pe aici. Deci eu trebuie să ajung în zona aia. În care, cum ajung? Top în ventilație? Nu cred că top aici, dar... Pa, olă, ce mă... Ce mă frecă la icre zona asta? Aveți nu pe aici. Tot în venturi trebuie să ajung. Ah, my friend. Stai așa să-l omor așa ca să nu mai... Altul, mă? Ah, shit. Și ăsta e viu. Ah, mai e unul în spate. Oricum nu pot să mă muște, dar... Oh, shit. Deci pe aici nu pot să intru. Ah. Ok. Dacă de atâta era. Asta nu vrea să mai meargă. Două din trei generatoare. Da, chiar și dacă Zera ar fi avut oportunitatea să plece, n-ar fi plecat din zona asta. Ceea ce e... Brav din partea lui, să zic, e... Vrea să-și ajute oamenii, efectiv. Round of decontamination process. Da. Îi decontaminează pe băieți. Hai mă, nu mai ai dat în geam, mă. Stai mă cu minte, mă. Uite-l, bă, că nu ai cu minte deloc. Mamă, dar e o moară, nu că îi decontaminează. I-a făcut praf. Mamă. I-a distrus, ești nebun? Că mă întâlnesc cu Camden. Și aici e el? Mișto.
Uite-l mă pe Camden. Glad to be finally shaking hands with you. Mâna. Now, let's have those tissue samples, shall we? Îi dăm alea de la Bolter. Doc, you mind if I show you a photo? Să arăt o fotografie. Într-un minut. Ce, la acceleratorul de particule? Just let that run. Da. It's gonna take quite a while. Now, what was it you wanted to say? Hey, that's him. That's the GRE operative of Westland. Ah, ăla e Amir, mă. Era tot de la GRE. Da. What are you doing with a picture? Ăsta îi proteja. Am avut un prieten comun, bine, o prietenă, era Jay. That's good. With some luck, your trip here won't have been for nothing. Where's the rest of the data, by the way? I know Zara avea două pachete, dar unul nu l-am mai găsit. Right now I have some GRE shitheads to confront. GRE? Aha. Crane, you watch yourself around them. Da, GRE o minte. Those people are all mint. I hear you, Doc. And thanks. I'll be in touch. Deci, Amir era de la GRE, da? În orice caz, o să încheiem aici acest episod. Sper că v-a plăcut, nu uitați de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!